Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Apocalips 3:18. Aurul curățit prin foc este credința care lucrează prin iubire. Numai aceasta ne poate aduce în armonie cu Dumnezeu. Putem să fim activi, putem să lucrăm mult, dar fără o iubire asemenea iubirii din inima lui Hristos, nu putem să fim numărați niciodată în familia cerului. Căci în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Galateni 5:6. Adevărata credință lucrează întotdeauna prin iubire, ne oferă puterea. Omul are nevoie de o putere din afară, mai presus de el, pentru a reface în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar faptul că el are nevoie de ajutor divin nu face activitatea umană neesențială. Din partea omului se cere credință, căci credința lucrează prin dragoste și curățește sufletul. Haina albă este neprihănirea lui Hristos, care poate transforma caracterul. Curăția inimii, curăția motivațiilor, vor caracteriza pe oricine își spală haina și o face albă în sângele mielului.